Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod, bine, mai mult un anunț. Înainte să încep episodul, vreau să vă spun că am canal nou de YouTube, probabil ați văzut și în titlu, așa că dacă vreți să vedeți ce o să fac eu în continuare, apăsați repede pe butonul de subscribe la canalul nou și activați clopoțelul, pentru că aparent YouTube nu trimite notificări ca lumea. Deci acolo, după ce dați subscribe lângă butonul de subscribe, o să aveți un clopoțel, dați click pe el, frate, și selectați acolo să vă trimită toate notificările, ca să știți când postez, nu de data că YouTube e retardat și nu trimite. Doi la mână. Da, am luat strike din nou, probabil că ați văzut și de la comunitate de acolo că am postat și acolo că am luat strike din nou. Da, deci tot iau strike-uri pe videouri din 2013, frate, pentru că eu am multe videouri din 2013 care încalcă regulile comunității, dar n-am apucat să le șterg pe toate și aparent copiii de 10 ani, hateri, adică stau la pândă, frate, și când mi-a trecut strike-ul ăsta mi-au dat report din nou să îmi vin al strike, frate, să nu pot face live-uri din nou, că da, știți că eu îmi făcusem deja planul, făcusem acolo... Să fac live-uri, da, alea, să fac live-uri aproape zilnice, mă rog, luni, miercuri, vineri și sâmbătă. Dar uite că toate planurile astea s-au dus pentru că s-au decis haterii să-mi dea report mie la videourile vechi. Am zis să nu mai continui pe canalul ăsta pentru că oricum, mamă, uite frate, omul bagă de alea. Deci, deci am zis să nu mai fac pe canalul vechi pentru că oricum pe de canalul ăla vechi încă am bătusem joc, în ultima vreme nici nu mai postam, thumbnail-urile erau făcute în bătaie de joc. Și am zis să iau așa de la început, oricum mulți abonați nici nu mai erau activi, că de când m-am lăsat de legite King Bulls nici nu se mai uitau. Și am zis, frate, hai să fac așa un nou fresh start, să mă apuc de mai multe jocuri, hai să se termine melodia asta. O să dau pe mutea, știi ceva? Așa. Deci, o să mă apuc de mai multe jocuri, nu doar CSGO, bine, o să fac și CSGO, pentru că seria de CSGO n-am cum să o încheie, efectiv, e serie, face parte din canalul meu, dar... O să mă apuc de alte jocuri, cum ar fi Fortnite, PUBG, 5M, probabil, nu știu, oricum o să fac serii cu mult mai multe jocuri, o să încerc să postez zilnic. Și da, deci abonați-vă doar dacă vă uitați, nu vă abonați și după aia să rămâneți inactivi, să am 500 de abonați, 1000 și să am 5 like-uri pe video, știi? Abonați-vă doar ăștia care vă uitați, mamă, cu aia cum joc. Și am și, bă, ești nebun, frate, am mâna cu bandajele toate, că am picat azi la școală și mă joc așa, ești nebun la cap. Da, și m-am și lovit azi la mână, dar nici nu vreau să mă laud că m-am lovit la mână și joc așa de bine CS. Eu nu vreau să vă fac în ciudă, nu, glumesc, mă. Și o să mă reapuc să filmez și pe Crown, probabil că n-o să am ceva important de zis, anunțul sau ceva, o să filmez pe Crown. Bine, o să joc și gameplay-uri normale, nu doar așa. Oricum, fraților, abonați-vă, bă, hai să înjurăm pe ăștia de la YouTube. Chiar, adică merită multe înjurături pentru că oamenii dau strike pe videouri din 2013 pe care nu o încălca nu știu ce, mai ales că ăsta la care mi-am luat strike acum a fost un tutorial, nu a fost cum să crachezi Camtasia Studio. Ăla primul, da, a fost cum să iei Camtasia Studio, cum să-l crachezi. Dar ăsta a fost doar un tutorial gen cum să editezi în Camtasia Studio. Bine, probabil s-au legat și probabil au văzut că am licența de pe net, dar nu știu dacă are legătură chestia asta, mă rog. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut. Dați și voi acolo un subscribe la canalul nou și activați clopoțelul ca să primiți notificările când postez. De luni o să încep programul normal de live-uri, adică de luni o să încep să fac live-uri ca lumea pe canalul ălălalt și noi ne vedem data viitoare. Salut!